A fost identificat principalul suspect de comitere a două furturi din sediul Asociației Județene de Fotbal Alba. Este vorba de un Alba Iulian de 35 de ani care a primit mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile. După cum se știe, sediul Asociației Județene de Fotbal Alba a fost călcat de hoți în două rânduri într-un interval de 10 zile. Primul furt a fost semnalat în noaptea de 19 iunie, iar al doilea în dimineața zilei de joi 20 iunie. În concordanță cu probele luate cu ocazia cercetărilor și în baza informațiilor obținute în urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat principalul suspect în persoana numitului Antonio L. de 35 de ani din Alba Iulia. Totodată s-a reușit recuperarea parțială a prejudiciului, respectiv bunuri, în valoare totală de 4.900 de lei. Suspectul a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Alba Iulia cu propunere de arestare preventivă. Procurorii și-au însușit propunerea polițiștilor, iar instanța de judecată a emis pe numele acestuia un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile. Suspectul a fost depus în centrul de reținere și arestare preventivă a Inspectoratului de Poliție Județean Alba.